încă un obiectiv, de fapt, o promisiune pe care încă o dată ne-am menținut. Și e foarte bine că nu aruncăm promisiuni doar de dragul de a arunca, nu aruncăm cu vorbe în vânt. Mă bucur că am reușit să bifăm, chiar dacă puțin mai târziu decât am preconizat, pentru că știți foarte bine, apar fel de fel de mici probleme, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Este un loc plin de istorie, știți foarte bine și locația unde suntem acum. Gara de Nord, cum am spus și mai devreme, Gara de Nord este un loc plin de istorie care emană puțin așa a tradiție. Și Rapidul, la 100 de ani, nu poate să emane decât tradiție și istorie. Mă bucur că fac parte din istoria acestui club mare, mă bucur că am reușit să redeschidem după o perioadă atât de lungă magazinul din gară și o să vedeți pe viitor, vor mai apărea astfel de surprize. Nu. Ceea ce facem noi, dăm dovadă că ne respectăm foarte mult suporterii. Ne ducem spre ei, încercăm să-i ajutăm, încercăm să le ascultăm doleanțele și cât putem încercăm să le și rezolvăm aceste mici probleme. Știți foarte bine că trăim în perioada online-ului, sunt foarte puțini care mai merg să-și cumpere fizic, dar ținând cont de suporterul rapidist, pentru că avem suporteri de toate vârstele, ei cei mai în vârstă își doresc foarte mult să vadă, să probeze, să vadă cu ochii lor. Și asta e un lucru foarte important. Și mie, trebuie să recunosc că și mie îmi place să merg și să văd produsul înainte să-l cumpăr. Este cu totul și cu totul diferit mai să mergi. Deci pentru un produs, mi s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, deci pentru un produs și te întorci cu totul și cu totul altele. Nu, e un lucru, foarte bun, un lucru important. Iar aici, în Gara de Nord, chiar dacă nu toată lumea care pășește în gara este rapidistă, dar cu siguranță cu toții au niște rude sau niște prieteni rapidiști. Ai fost la vechiul magazin? Magazin? Am fost la vechiul magazin din Gara de Nord? Am trecut pe la vechiul magazin din Gara de Nord, dar pe la primul nu. Știu ce înseamnă magazinul din Gara de Nord și știu câtă emoție emană și rapidiști atunci cei mai educate care au prins locația primului magazin, cred că se vor îmbăta de fericire. Da, tocmai de aceea și locația este de așa natură. Știm foarte bine că sunt foarte mulți oameni care circulă cu trenul, sunt foarte mulți care circulă și cu avionul. Pe viitor o să luăm în considerare și da, seama, ne-am dorit cu toții, dar nu ne dorim doar noi, sunt încă alte 6-8 echipe care își doresc lucrul acesta. Noi ne dorim să ne îndeplinim obiectivele, să avem un campionat corect, un campionat la care așteptăm cu toții, iar băieții, dacă vor juca cum au făcut în ultimul timp, sunt în fel convins că vom termina pe primele loc. Da, nu, se comparau și cu Moldovan și înainte, și nu doar cu Cristi, cu Moldov, ci mai mulți jucători, știți foarte bine, fiecare dintre noi avem anumiți idoli, suporterii rapidiști au idoli, este foarte important că își găsesc idolii în această echipă, s-au înmulțit și ăsta e un lucru foarte, foarte important. Important, ați văzut și mai devreme că avem foarte mulți copii, o generație foarte, foarte numeroasă și plină de energie care o să vină în tribunele Giurești. Și aseară am o perche de cătușe și îl legăm de vară. Nu e vorba de 800.000 de euro, este o sumă mai mare, dar importantă este clauza, existența clauzei. Din păcate, n-am reușit să o evităm. Pe viitor, nu vor mai apărea astfel de cătușe. Cadrarea este cu totul și cu totul diferită decât știu. Dar mai multe nu pot să văd. Este o amendă, încadrare diferită, probabil și este și a doua sau a treia la care am fost încuși. Mă rog.
Te rog. Nu știu, vom vedea. Să avem o discuție internă și vom vedea și cu acesta o siguranță să discutăm. Weekendul se termină luni seară cu Rapid Cluj. Două echipe de mare tradiție ale fotbalului românesc, două echipe care se află într-o formă foarte bună. Cluj este o echipă foarte, foarte bună, cu jucători foarte interesanti, o echipă care cred eu că va prinde play-off-ul. Nu trebuie să suferim nici înainte, nici după pauză. Cauzate de cupele europene. Am avut jucători de meciurile din preliminare, nu știu. Cupele, mă rog, pauzele internaționale, să le spunem, la toate nivelurile de vârstă. Am avut și la tineret, am avut și la echipele de junior jucători. Acum însă suntem cu toții, s-au întors la antrenamente și de azi gata ne pregătim pentru meciurile din weekend și, bineînțeles, pentru meciurile de luni seară. Rapidul merge, este asta. Este o emulație.
la ora actuală, ora prima este cea mai bună echipă de România, fără să acignesc pe nimeni sau fără să pară de arogant. Dar în jur, de când a venit Rapid, când a revenit Rapid în prima ligă, s-a schimbat campionatul. Tricolul pe stăpânanul rămâne cel mai plăcut. Da, sunt de acuce. Mi-aș dori să fiu jucător de tricolul de jucător. Deci, jucătorii sunt cei care reprezintă ceea ce înseamnă rapidism în tricolul. Da, Dumnezeu, dar m-am mai spus în mai multe interviuri că obiectivul nostru este 1-3. E implicit campionatul, dar 1-3, da. Dacă termină pe locul 3, suntem un obiectiv. N-am înțeles. Da. E și greu. E o echipă în joc, o echipă care după ce a schimbat antrenorul joacă altfel, alt fotbal, jucător cu experiență, jucător bun, îi cunosc cum ajută între ei și va fi meșinos. Meșinos, la noi acasă, nu văd ceva de probleme cum a fost întotdeauna. Sperăm să oferim încă o dată, cum de câte ori am făcut, un meci frumos. Pentru că, mă repet, de când a revenit Rapidul de Antin, s-a schimbat din fotbal. Și o dovadă, vreau să fac o paranteză, o dovadă, nu spun că din cauza Rapidului s-a calificat din echipa națională României, dar de când fotbalul nostru a crescut, crește România, echipa națională nu s-a calificat la un campionat european. Iar criticii ar trebui să mai spună și lucruri despre ceea ce înseamnă fotbal în România, numai lucrurile. Pentru mine, da. Cei care spun că nu, să vină cu argumente. Nu știu dacă e nevoie să-l felicit tu sau e nevoie să-l felicit de cineva. Modul și-a făcut treaba la echipa națională. Este portal numărul 1 național la vorbesc cu respect și față de Floriniță și față de Radu și față de ceilalți portale care sunt chemați la echipa națională, dar la ora actuală nu este în formă și cred că este cel mai mult portale la echipa națională. Stai că n-am să zic cum v-ați întrebat. Nimic, să dea de tot ce au mai bun. Și noi am fost la, nu știu, la 30 de minute să ne calificăm. Da. Mi-e teamă. Îmi doresc tot bine și mi-aș dori pentru el să puce la un club mare afară, să-și facă treaba și afară, să strângă bani pentru familia lui, să fie cunoscut pe ce termină fotbalul. În România nu ești la fel de apreciat, că ai fi apreciat afară. Prietenii de la Portă m-au întrebat cum. Prietenii de la Portă sunt fotbalici. Vedem. Eu nu zic. Cât de curând? Nu, no, am spus cât de curând. Cred că sper ce puțin. Deci vei juca și sezonul? Da, dacă o să-i ții nevoie de mine la Rapid, vezi că n-am tăpat. Da, nu mă las de făcut. Și cu antrenorul? Rapid sunt la licența, da. Naționale fundaș central bun, au demonstrat, sper să facă aceleași meciuri bune care au făcut acum în preliminare și la campionatul european și nu mai stăm să căutăm tot felul de ba un fundaș central, ba un fundaș central. Cei care sunt acolo ne reprezintă și trebuie să-i susținem, indiferent de, cred că și în viață de zi cu zi când faci o greșeală, cei de lângă tine te susțin. Așa trebuie să fie și suportul echipei naționale și România și oamenii și criticii care apar pe la televizor să fie alături de echipa națională totuși. Pentru echipa națională a României, cum acum toată lumea a fost prezentă la meci, dacă România nu juca în meciul cu Elveția pentru calificare, nu erau mai mult de jumătate din cei care au fost prezenți la meci, nu erau acolo. Așa că echipa națională a României ar trebui să fie susținută, cum a fost până acum. Pe cine aș vrea în grupă? Cei mai puțini ce-ar trebui să
să joace fotbal, să joace fotbal. N-am așa o... Portugalia, da, mi-aș dori Portugalia. Sincer, chiar Portugalia mi-aș dori. Dar n-am niciun adversar că mi-aș dori. Mi-aș dori să echipa națională României să iasă din grupa care va fi bine. E greu, am văzut și astăzi, nu știu. Ascultam un radio și spuneau că suntem naționala, ultima națională ca în materie de bani, sau nu știu, în materie de cavalarea lotului. Poate de jucători ne mai facem și noi, nu mai cei de afară. Am răspuns la întrebarea asta, dar dacă vreți mai răspund o dată, să văd dacă n-am uitat. Te uiți după bilete la Euro aici, deja? Aș fi mers, dar mă muncim un an, știu și noi în vacanță puțin cu familia și după aia începem pregătit. Nu știu dacă aș putea să mă duc la... Da, bun, critica te ajută până la un moment dat, până devii penibil. În critica o dai în altă. E ușor să criticăm și să distrugem, mai ușor să clădim. Și oamenii care încercau să clădească în țara asta cam au fost dați la o parte. Dar asta e părerea mea și o spun fără niciun fel de regret. Oricine are ceva să spună, eu sunt prezent. Dacă are ceva să spună, eu am argumente la ce spun. Vorbesc de mine, așa de cap. N-am ce face și am avut să vorbesc. Cât timp echipa națională a fost susținută și cât timp oamenii a fost totul alături de echipa națională, echipa națională a avut rezultate. Și fotbalul românesc a avut rezultate. Cum adici că nu, am spus mai devreme. O echipă care de când s-a schimbat, pe când a schimbat la antrenor, când a venit pe Dinu Sabo, s-au schimbat mult în joc, jucători experimentați, echipă bună, a fi lume și frumos. Noi rapid, tot timpul, acasă, vorbim de ce frumos. Sperăm să câștigăm, dar să câștigăm ce trebuie. Dar trebuie să prefer să nu răspund. Pentru poziții ușură ai vorbit. Suntem prieteni, dar vom fi întâlnit, nu mai fi prieteni. Nu știu mai. Când se termină legi, prieteni din nou. Dacă au nevoie de timp, da, schimbăm. Vă mai plictisesc să vă răspund, nu? Gata? Suficient, da. Hai. Suficient, da. Deci mai frumos, ia să-ți nevoastră și la toți.